E potrivit să spun și nu greșesc cu nimic dacă spun că nu merit să fiu în locul acesta și sunt alții care ar putea cu mult mai mult să vă descrie și să vă spună despre slava Domnului Iisus Hristos. Îndrăznesc însă să mulțumesc fratelui Cristi Ionescu pentru invitația caldă, frumoasă, pe care mi-a făcut-o ca să vin aici și mărturisesc că n-am știut că vin să am un cuvânt. Vă spun însă că sau să vă felicit sau să spun mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, pentru lucrul pe care l-ați făcut aici, în milioanele de dolari pe care i-ați cheltuit ca să aveți o colibă dați pe Domnul. El să vă dea răsplată din plin. El cunoaște, El știe și El poate să vă dea răsplată. Mă rog ca biserica aceasta să crească și numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat aici întotdeauna, ca astfel slava Lui să vă copleșească și pe voi cei care sunteți aici. Vă aduc o salutare smerită din partea Bisericii Betel și vă mulțumim frumos că ați lăsat ca și coriștii noștri să fie parte din bucuria aceasta pe care ați dat-o și aici și prin internet lumii întregi. Se uită lumea la voi, se uită îngerii la voi și toți ne bucurăm că Dumnezeu e glorificat, e proslăvit aici. Într-un verset din Psalmul 68, cuvântul spune: în frunte merg cântăreții. Apoi cei care cântă din instrumente, mai sunt fetele din timpane, dar toți binecuvântează pe Domnul. În frunte merg cântăreții. Și eu aș spune: mergeți mai departe în frunte. Mergeți mai departe ca să aduceți unitate în rândul românilor credincioși. Mergeți în frunte și lăudați pe Domnul să vă audă și străzile și Chicago, cuvânturile care sunt aici și toată America, și să vă audă și România, că aici e un foc sfânt al Domnului care arde. Mergeți înainte. Cuvântul spune așa: înainte merg cântăreții. Odată un împărat nu știa cum să ducă lupta. Inamicii erau de vreo 4 ori mai mulți decât ei și cu arme mult mai bune. Și împăratul, care trebuia să entuziasmeze poporul, mărturisește: nu știu ce să fac. Și atunci vine un om de care n-am mai auzit în cuvântul lui Dumnezeu și spune: îți dau eu soluția, îți dau eu ordinea de luptă, pune înainte să meargă cântăreții. Dar nu-i normal. Nu-i normal în război să pornești cu cântăreții pe care imediat săgețile arzătoare ale celui rău i-ar putea doborâ. Și Iosafat ascultă. Înainte a pus cântăreții și n-au trebuit să cânte mult până când urgia Domnului s-a revărsat peste dușmani. Cântați, cântați! Cântați chiar dacă nu știți să cântați. Mă scuzați, frate Frișca, noi am avut un frate care nu știa să cânte și pe toți ne încurca, că cei care știau să cânte nu cântau așa tare, dar cel care nu știa să cânte, cânta cel mai tare. Și îi dau slavă Domnului pentru credința lui. Uneori la fanfară mă îndeamnă frații să vin să le spun un cuvânt și le spun: nu cântați din plămân,
cântați din inimă, cântați în așa fel încât inima să slăbească pe Domnul. Și lucrul acesta, pentru că lauda e contagioasă, lauda Domnului se răspândește și unul care cântă din toată inima și poate să închidă ochii, să nu-i mai pasă cine râde de el, cine laudă, cine dă cu el de pământ, să spună și să vorbească frumos despre Domnul, Cel care ne-a răscumpărat. Asta e puterea cântărilor din inimă. Cântați în așa fel încât să se aude cântarea aceasta pretutindeni. Probabil nu știți cine sunt și n-am să mă recomand decât printr-o poezioară autobiografică. În poiana fermecată cu miresme de salcâm, m-am oprit și eu odată lângă al cerului tărâm. Și în zorii dimineții, când eram doar un copil de Hristos, stăpânul vieții, m-am apropiat tiptil. Mi-era teamă că-mi va spune că n-am încă ani destui, că n-am încă straie bune pentru împărăția Lui. În lumina străvezie, la picioare i-am căzut. El atunci, cu tuioșie, mi-a dat cel mai cald sărut. O, copile, nu te teme să-mi dai inimioara ta, cu cât mi-o dai mai devreme, mai mult har vei căpăta. Am venit chiar pentru tine. Am lăsat un cer de vis să-ți iau sacul cu suspine și să-ți dau un paradis. Zarea înaltă, cristalină, nu sclipea mai luminos ca făclia de lumină din privirea lui Hristos. Printre lacrimi de iubire l-am mărturisit și eu. Ce extaz, ce fericire clocotea în sufletul meu. Era norul de lumină care atunci m-a împresurat, soare coborât în tină cu scântei de neuitat. De acolo, din Dumbravă, toată viața l-am slujit, ridicând din slavă în slavă chipul celui prea iubit. În poiana fermecată, cu miros de iasomii, vino, Doamne, încă o dată să mă iei la veșnicii. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu un bun răspuns în ziua de apoi. Nu voi predica, am făcut mărturia aceasta ca să îndemn pe cei tineri care încă nu-L cunosc pe Domnul, să-și predea viața în mâinile Lui, în slujba Lui, pentru ca să aibă fericirea adevărată. Aici în America se vorbește mult de fericire, dar e un surogat de fericire. Când l-am văzut răbdând pe cruce pe Domnul meu și am văzut că plânge cerul, am plâns și eu. Există pictori care fac picturi mari, înalte, și undeva la margine, într-o parte, își pun numele. Și aproape că toată pictura nu valorează cât valorează numele pus la o margine de pictură, pentru că e un semn al celui care vrea să spune: am făcut tot ce am putut, ca să vedeți și voi ce e în pictura aceasta. Când l-am văzut răbdând pe cruce pe Domnul meu,
Și ascultați iscălitura fratelui Ioan Chișmorie. Și am văzut că plânge cerul, am plâns și eu. Și odată cu mărturisirea aceasta a lui Ioan Chișmorie, ne pune pe toți să mărturisim că trebuie să cântăm ca să rimeze cântarea. Am plâns și eu. Doamne, adu lacrimi în bisericile de azi. Biserica nu e spectacol, biserica nu e teatru, e biserica inimilor frânte înaintea lui Dumnezeu. E biserica celor care prin lacrimi văd slava lui Dumnezeu. Și, Doamne, fă ca harul Tău să fie văzut și plin de slavă și în biserica aceasta. De când l-am găsit pe el, nu pot să tac, spune Chișmorie. Și îmi vine să cânt că cel pe cruce greul meu păcat l-a șters prin sângele lui Sfânt. Iarăși Chișmorie îi scălește și ne pune și pe noi să facem mărturisirea aceasta, că nimeni nu e ca Domnul nostru, nimeni nu e ca El. Și când uneori parcă norii acoperă fața Lui, putem spune și noi cântarea: unde-i Domnul al meu soare? Unde oare s-o fi dus? Unde să-L găsesc eu oare pe al meu Domn iubit Iisus? Ce frumos va fi în cer unde vreau să ajung și eu, unde n-or mai fi dureri, ci eterne mângâieri. Ce glorie, ce frumusețe! Mă scurați la glorie, dar așa iese după rima fratelui Chișmorie. Ce glorie, ce frumusețe! Este în jurul tronului splendoarea aceea măreață, nimeni s-o descrie noi. Aveam o soră în biserică, în adunare, și m-am dus să-i prind ultimele clipe din viață și să-i dau un cuvânt de întărire, de încurajare. Și, ca de obicei, încercăm să exprimăm dragostea. Nu te teme, soră, nu-ți fie frică. Te întâlnești cu Domnul și te prinde în brațele Lui într-o îmbrățișare cum n-ai mai fost niciodată îmbrățișată. Și sora se uită și îmi spune: frate Popovici, nu mi-e teamă de nimic. Eu am mirosit deja trandafirii din paradis. Eu am mirosit deja florile de acolo. Eu merg acasă. Auzi cum sună de departe un cor măreț de sfinți ce prin inima mea, și aici e autorul cântării care vorbește, care prin inima mea străbate, aș vrea să fiu cu ei. Vino, vino, prieten drag, vino până ușa e deschisă, vino și tu. N-am putere și nu știu mai mult să spun decât pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul, pentru cei care încă n-au cunoscut dragostea Lui, veniți și niciodată nu veți regreta că ați făcut pasul credinței pentru slava lui Dumnezeu. Pentru mii, 4.000 pe câmp odată, nu știu dacă va fi cântată sau a fost cântată cântarea, 4.000 pe câmp odată, Iisuse, i-ai sărutat, dar când ai căzut sub cruce, nimeni nu te-a ajutat. Să fi fost și eu la cruce, spune Sinclair, spune Chișmorie,
să fi fost și eu la cruce, măcar apă să-i fi dat, pentru că prin jertfa sfântă și pe mine m-a iertat. Aici e mărturisirea unui om care a trăit cu Domnul, a trăit cu cel prea înalt. La Sevastopol, acolo, prin 42, în timpul războiului, făcuse o trupă de credincioși, și probabil știți întâmplarea mai bine ca mine, dar vă aduc aminte, care cântau cântări compuse proaspăt de fratele Ioan Chișmorie și apoi mergeau la instrucție și apoi la război. Și comandantul era un comandant aspru, urât, nu credea în Hristos Domnul și își bătea joc de ei. Și ei n-au făcut decât să se roage ca Domnul să-l aducă la credință și pe el. Și cu cât vorbea mai mult de Hristos, sergentul acesta se înrăia și mai tare. Și într-o zi, în tranșee, era Ioan Chișmorie și sergentul acesta hapsând. Și cade un obuz. Cade un obuz care îl face țăndări și îl distruge pe sergentul acela. Și Chișmorie începe să plângă, că n-a știut mai mult să-i spună despre Domnul. Și mă rog și eu ca aici cei care încă nu îl cunosc. Vedeți, 4.000 pe câmp odată, o, Iisuse, i-ai săturat, dar când ai căzut sub cruce, nimeni nu te-a ajutat. Cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi, Ioan a fost un om sensibil, plângea repede, asculta voci care nu se auzeau la alții, ca și cum la Moise putem să înțelegem că vedea pe cel care e nevăzut. Și Chișmorie încheie cântarea și apoi să plângem amândoi. Am avut un frate care s-a mutat în Texas și nu pot să uit ca și un alt motiv cu care nu pot să învăț pe frații și surorile destul. De ce te mulți așa departe? Și unde te duci? Și ce ai să lucrezi? Ai nevoie de ajutor? Și îmi spune el cu ochii înlăgrimați. Ce, frate, aveți aici predici multe? Aveți cântări bune? Aveți oameni valoroși? Mi-e dor de un singur lucru. Mi-e dor să plâng în adunare. Și am simțit un junghi care merge până la inimă, pentru că eu eram de vină. N-am fost bun păstor. Când privesc liniștea serii, frate Ioane, liniștea serii nu se poate vedea. Și totuși ai dreptate. Când privesc liniștea serii și luciri de mii de stele, mă gândesc când voi ajunge colo sus, mai sus de stele. Eu mă rog ca Domnul să facă și cuvintele acestea, puține și neputincioase, să ne îndemne și prin cântări, și prin cuvânt, să iubim mai mult Sfânta Scriptură, ca să ne sfințim mai mult și prin sfințire să ne apropiem mai mult de Domnul, ca să-i auzim și răsufletul, Duhul acela viu de viață, care nu se va opri niciodată,
dar și plânsul. Plânsul Domnului Iisus pe cruce. Cineva m-a îndemnat să vorbesc iarăși de tristul păstor. Și vă mărturisesc, sunt puțin cam prea trist astăzi ca să vorbesc de tristul păstor, de tristul mare păstor. Pentru că tristul păstor și azi, dacă Pavel spune, cade cineva și eu să nu ard, tristul păstor e un păstor care în plâns și cu lacrimi ne cheamă la el. Să-l iubim mai mult, să spunem despre el și să vestim lucrările minunate ale celui care ne iubește și ne așteaptă. Ce frumos va fi în cer! Eu aș spune, mulțumesc frate Sinclair pentru seriile acestea de har și aș spune ca să mă audă și să știe că iubirea mea în curând se termină aici și ne vom vedea. Și îți mulțumesc, frate Ioan Chișmorie, pentru cuvintele care vorbesc despre Iisus, Mântuitorul meu, pe care îl iubim așa de mult și vrem ca gloria Lui să se reverse în casele noastre, în bisericile noastre, în familiile noastre, în inimile noastre. Și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.